Accidentul rutier soldat cu victime s-a produs lângă Mangalia, aproape de Herghelie. Din cauza neatenției și lipsei distanței regulamentare dintre autoturisme, un bărbat de 37 de ani a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Astăzi, în jurul orei 13, am fost sesizați de producerea unui accident rutier grav de circulație pe drumul național 39 între Constanța și Mangalia. Astfel, la fața locului s-a stabilit faptul că un bărbat de 37 de ani care conducea un autoturism pe drumul național 39 dinspre Mangalia către Constanța în banda numărul 2 de circulație, pe fondul neatenției în conducere și a nerespectării distanței regulamentare în mers, a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar dinspre Constanța către Mangalia, pe care l-a proiectat într-un al treilea autoturism. În urma coliziunii, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un altul. Impactul a fost atât de puternic încât o persoană a decedat pe loc, iar o alta a fost grav rănită. Din accident au rezultat două victime, o persoană rănită grav și o persoană decedată. La acest moment facem cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.